Un bărbat a fost prins cu droguri în plină stradă la Timișoara. Polițiștii locale au văzut că bărbatul ar avea un comportament ciudat și acest lucru i-a trezit suspiciuni oamenilor legii. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică aflați în patrulare în jurul orei 17 au observat pe Bulevardul Republicii în apropierea stației SDPT un bărbat care părea amețit și incoerent. Acesta se afla împreună cu o femeie. În momentul legitimării s-a stabilit că bărbatul se numește VG. De 32 de ani cu domiciliul în localitatea Variaș, județul Timiș. În momentul efectuării controlului corporal asupra bărbatului s-a constatat că acesta ar avea asupra sa, în buzunarul pantalonilor, două plicuri care conțineau substanță de culoare verde-oliv, susceptibilă a face parte din categoria celor interzise. Acesta a declarat că substanțele le deține pentru consum propriu, fiind dependent de ele. Polițiștii locali au întocmit documentele în vederea transmiterii cazului către polițiștii din cadrul Brigăzii pentru combaterea criminalității organizate Timișoara, pentru continuarea cercetărilor conform legislației privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.